Ioan, capitolul 3. Era un fariseu, cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor. El a venit noaptea la Iisus și i-a zis: Rabi, știm că ești un învățător trimis de Dumnezeu, fiindcă nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a spus: Cum poate să se nască un om care este deja bătrân? Oare poate să intre pentru a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din trup, trup este, iar ceea ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă unde vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Tot așa este cu oricine a fost născut din duh. Nicodim a răspuns: Cum e cu putință să se întâmple aceste lucruri? Iisus i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu știi? Adevărat, adevărat îți spun, noi spunem ceea ce știm și dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi spune despre lucrurile cerești? Nimeni nu a urcat la cer, în afară de Fiul omului care a coborât din cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, la fel trebuie să fie înălțat Fiul omului, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel care crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a fost deja judecat, fiindcă nu a crezut în numele Fiului unul născut al lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină, ca nu cumva faptele lui să fie date la iveală. Dar cel care înfăptuiește adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt săvârșite în Dumnezeu. După acestea, Iisus a venit cu ucenicii lui în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Ainon, în apropiere de Salem, pentru că era multă apă acolo și oamenii veneau și erau botezați. Pe atunci, Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a stârnit atunci o neînțelegere cu privire la ritualul de curățire. Au venit la Ioan și i-au spus: Rabi, iată, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului, despre care ai dat mărturie, botează și toți merg la el. Ioan a răspuns: Omul nu poate să primească nimic dacă nu i-a fost dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am spus: Nu sunt eu Hristos, ci am fost trimis înaintea lui. Cel care are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și l-ascultă, se bucură nespus de mult de glasul mirelui. Așadar, această bucurie a mea s-a împlinit. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cel care este de pe pământ este din pământ,
și vorbește despre lucruri pământești. Cel care vine din cer este deasupra tuturor și dă mărturie despre ce a văzut și a auzit, dar nimeni nu îi primește mărturia. Cel care îi primește mărturia a recunoscut că Dumnezeu este adevărat, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, căci el nu dă Duhul cu măsură. Tatăl îl iubește pe Fiul și i-a dat totul în mână. Cel care crede în Fiul are viață veșnică, însă cel care nu-i dă ascultare Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.